Un cadru romantic îi aștepta pe Alexandru și Diana la jacuzzi pentru date-ul rezultat în urma alinierii. Neața, ciocolata. Bună! Mamă! Ce faci? Mamă, miroși super fain. Mulțumesc! Și arăți foarte bine, mamă. Ești bine? Da. Cred că am lăsat așteptat. Eram foarte... Să nu spune că s-a încântat când am auzit cum mergem de acuzi. Am auzit când ai spus, în sfârșit. Da. Da. Super fain. Foarte frumos. Nu mă așteptam ca primul date să decurgă în jacuzzi, dar probabil că am meritat și am fost acolo. Ce părere ai despre băieții din casă, în general? Mi se par destul de ok toți, gen educați, sociabili, n-am prea vorbit cu toți, nu știu. De fapt, în afară de tine, cred că cu restul am zis bună sau aici atât și dacă m-a întrebat cineva, am răspuns, dacă nu, nu. Bineînțeles, nu știu ce o să fie, cum o să fie și ce o să fie, doar că nu m-a atras niciunul să am o conversație mai lungă. De Alexandru, mi-a plăcut cel mai mult. Apropo că nu avea emoții, cu toate că eu simțeam că am, nu știu de ce, dar am avut emoții. Dar cred că m-a făcut să mă simt confortabil și mi-au trecut și mie emoțiile. Deci nu ai nicio simpatie? Nu, în afară de ce. Da. În schimb? Nu te salut. Tu? Ce fete vrei să mai cunoști? Nu cred că vreau să mai cunosc alte fete. Chiar dacă aș cunoaște alte fete, doar ca ceva de prietenie, o relație de prietenie sau amic sau ceva. Nu cu, nu cu o intenție mai înaintată, să o spun așa. Asta poți să zici acum doar. Asta zici acum doar, nu se știe, poate pe viitor, nu se schimbă. Sunt foarte slabă șanse. Știu, adică... dacă să vină fată nouă? Chiar și dacă o să vină fată nouă. Nu, adică nu neapărat. Să spunem că dacă aș începe o relație cu tine, am intrat într-o relație, nu neapărat că... Vine altcineva și mamă, ce mă dau peste care. Da, nu se știe. Da, dar acum putem să-i dăm cu, apropo, o mulțime, adică nu niciodată... Păi asta o facem de la bun început, ipotetic, da. Ce ar fi, cum ar fi și tot ce. Da, la cât m-am gândit în ultimul timp despre cum ar putea să fie, îmi pare că o să scrie o carte. De asta și dorm așa mai rău, poate și în somn. Deci prea mult. Prea mult, adică... Încerc să te gândești mai puțin și lasă lucrurile să nu-i de la sine. Adică nu, eu nu mă gândesc, dar vreau să nu sunt în oala asta, adică și eu mă coc aici, știi? Adică vrei să nu te implici, mă întreb. Diana are o energie foarte pozitivă și simt că este apropiată de energia mea. Și ce așteptări ai de la partidul de sâmbătă? Noi toți facem prognoze. Da? Adică nu gândim, adică îți dai seama prima... Toți și fetele la noi vorbesc despre asta, bine, unele, nu toate. Dar ce așteptări putea să am? O să fie petrecere normală. Dar am mai fost la petrecere, știu cum e. Da, da, îți dai seama, aici în casă, adică până acum suntem toți așa mai reținuți, mai... Da, pentru că nici am apucat să vorbim cu toți, că ne vedem da, la tot, adic... după aia în pauze, sunt 5 minute, vorbim clar cu cine interesează. Și restul persoanele doar bună și cam atât, nu prea le-am cunoscut pe toate, cum ziceam și mai devreme, că n-am interacționat probabil cu unii băieți chiar deloc, nici bună, nu știu dacă am zis. Cel mai mult la date mi-a plăcut ca decurs foarte, foarte ușor, fără niciun impediment sau ceva, adică am fost super relaxat și am văzut-o și pe Diana că s-a relaxat și am avut doar o conversație și un date fain. Stăm și noi din șampanie. Mm-hmm.
Emoții am avut doar până am întâlnit-o pe Diana, după aia nu. Ai întors pe aia? Nu. Mi-a făcut de căpșun, că nu pot să le mănânc, că fac alergie la el. Căpșun? Da. Ok. Din păcate. Mi-am dat seama, bine, mi-am mai dat seama și pe parcurs, că nu este chiar atât de timid cum am crezut în prima zi. Și acum m-am lămurit că este o persoană interesantă și care are multe calități și vreau să le descoper pe toate. De ce vin pe comunica? Spre surprinderea mea, chiar este genul meu. Păi da, s-o primești. Momentan suntem la început, desigur, și aș mai solicita un date cu Diana, da. Ești prematur de casă? Da. Ok. Ok. Momentan. Ok, la pe toți. Bine. Cred că te mă capam deja. Aveam pensat că ești mai, mult mai liniștit, dar nu cred că ești așa. Nu știu. Nu ce emoții? Păi ce trebuia să mă apuc sar ca un... Nu, dar până e foarte, foarte retras, foarte, foarte reținut în prima zi. Gen, în prima de o zile, când te-am cunoscut. Da, dar... Și de asta am și spus și am avut niște discuții în casă. Și am zis... Și de fapt și în platou. Când m-am întrebat dacă îmi place de joacă, cred că ne-am potrivit. Da, îmi place de el, mă rog, bine. Nu știu dacă ne-am potrivit, că și eu sunt oarecum liniștită și îmi pare foarte liniștit. Suntem în stadiul de cunoaștere momentan. Cu toate că momentul în care eram în piscină, el m-a întrebat dacă ar fi prea matur sau prea devreme să mă sărute. Și am considerat că da, este, pentru că vreau să ne cunoaștem mai bine. Cred că este prea devreme să facem acest pas, că eu consider că în momentul în care o să ne sărutăm, o să avem oarecum o relație deja. Da, mi-aș mai dori un date cu Alexandru. Da, stați un pic că nu-mi revin. Am avut senzația că suntem așa pe la, după vreo lună, două, de la începutul sezonului. Dar nu v-ați grăbit. Dar nu v-ați, da. Nu v-ați fiit, am vrut să spun. Am încercat să ne cunoaștem mai bine și era, cred tu că... Tu ziceai normal despre el că e liniștit? Așa am crezut în prima zi, dar m-am înșelat. Mm-hmm. Ce făcut și Alexandru? Nimic rău. Cum erai tu așa în jacuzzi? Apropiați ce... Iau și miții, și miții spune, aoleu, ce fac oamenii ăștia așa? Ar fi prematur să te sărut? Cum așa? De la primul date? Nu știu, am profitat și eu de ambiant, de tot. A, deci dacă nu erați în jacuzzi, nu... N-ai fi întrebat treaba asta. Nu știu. Nu știi. Dar cum i-ai spus când v-ați întâlnit în living? Prima frază? Da. Cu ciocolata. Cu ciocolata, da. Da. Așa vrei tu să o dezmieri? Nu are bronzul fain de asta. Aha, am înțeles, da. Cum v-ați simțit? Foarte bine, a fost foarte interesant și foarte frumos. Am avut puține emoții la început, dar cred că Alexandru m-a ajutat să nu mai am emoții. Uh-huh. Cred că asta a fost cauza. Dar ți se mai pare liniștit? Nu. Da, ce să zic, urmează petrecerea. M-a avertizat puțin și despre asta. Că ce ai de gând să faci? Nu, când m-a întrebat dacă poate să mă sărute și eu am zis nu, a zis că ceva de genul urmează la petrecere, că nu e, sau n-am înțeles bine, nu știu sigur. Am înțeles bine? Nu mai țin minte. Ai planuri mari, să înțeleg. Uhu. Eu mă gândeam că ai amenințat-o cu petrecerea, că înțeleg că ai făcut dansuri.
A, nu, nu. Ești dansator? Am dansat dansuri populare, dar... Păi și băgăm și hore, ce? Dar vă rog să nu aveți așteptări la... Să nu avem așteptări de la dans sau de la... La dansurile mele, da. De ce? Nu mai știi să dansezi? Nu neapărat sunt persoana care sare în mijlocul dance floor-ului. Adică... Pe margine e ok. Sau să vedem. Tu știi să dansezi dansuri populare? Nu. Călușarii, știi călușarii? Alexandru? Nu. Nu? Nu. Dar ce fel de dansuri făceai? Naționale. Am făcut moldovenești, românești, probabil. Păi nu, în sensul ăsta, știi că călușarii... Sau poate știu, dar nu mi-aduc aminte. Era cu bățul. Așa poate. Foarte... Voi știți călușarii? Știți, nu? Adică, cel puțin, nu știu, tu ești din Republica Moldova, dar da. România e un dans foarte popular printre băieți. Ok. S-ar putea să-l știu, dar nu mi-aduc aminte momentan. Da. Bine. Hai să...